Peste drum de spital a apărut de-a lungul anilor farmacie lângă farmacie, iar mulți dintre clienți sunt cei care au rude internate în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Sunt chiar medici care recomandă ridicarea rețetelor de la anumite farmacii, pe motiv că acolo este mai ieftin, aspect greu de recunoscut de către conducerea spitalului. Ce se recunoaște însă este faptul că, într-adevăr, pacienții internați sau rudele acestora sunt trimiși după medicamente la farmacie atunci când medicii consideră că tratamentul aplicat are nevoie de o medicație care nu se găsește în spital. De asemenea, sunt situații în care pacienții din spital sunt trimiși la farmacii după seringi, spirt, vată sau alte produse de igienă, care în mod normal ar trebui să existe în dotarea spitalului. Deși conducerea unității spitalicești de la Giurgiu nu are cunoștință despre acest aspect, spune că persoanele nemulțumite pot depune sesizări în astfel de cazuri, pentru că în prezent nu există deficiențe în asigurarea medicamentelor aplicate în regim de urgență. O altă problemă întâlnită în Spitalul Giurgiuvean este legată de faptul că foarte multe persoane vin la consultații private chiar în timpul gărzilor, astfel încât timpul de așteptare al celor care au într-adevăr o urgență crește considerabil. Dacă pun cartelă, nu o să mai ajungă toată lumea sus pe secție, medicul respectiv nu o să facă traseul să se ducă să-și ia pacienții de jos, să-i aducă, și atunci ușor-ușor vom limita. Ei pot, v-am zis, să vadă pacienții veniți în urgență, pentru care nu există medic de specialitate în urgență, în baza unui bilet de trimitere sau nu, în cadrul gărzii. Au voie, dar nu neapărat așa cum spuneți, că trebuie să transforme spitalul în cabinete particulare. Pentru a elimina acest flux de persoane care au mai mult sau mai puțin legătură cu spitalul, în perioada următoare accesul în Spitalul Județean Giurgiu se va face doar pe bază de cartelă.